Alexandra Ușurelu și urmărești You News pe UTV. It's all about you. Să-și pune pe stop lumea, dar parcă-i mai bine să merg mai departe prin lume cu tine. Prietena Alexandra Ușurelu ne cântă și ne încântă din nou cu vocea. Eu o iubesc foarte mult și ea știe asta. Sunt foarte norocoasă că sunt aici în seara asta alături de ea, pentru că ne pregătește un super concert. Bună, Alexandra, ai emoții? Zi! Am foarte mari emoții. Uite cât e de mare sala, am emoții cât pentru 940 de oameni câți vor fi aici. Și sper să-mi dea și ei din emoția lor, că până la urmă ăsta e rostul fiecărui concert al meu. Să facem un schimb de emoții frumoase. Spate, por haine înflorate. S-au dat toate biletele. Recunosc că nu mă așteptam la asta. Mi-a făcut o surpriză foarte frumoasă publicul meu. Știam că din timp cumpără biletele, dar chiar acest concert care are loc în sala mare a Teatrului Național să fie așa bine primit, a fost o mare, mare surpriză. Vom fi 20 de oameni pe scenă. Este un concert simfonic cu Muse Orchestra. Oamenii, din câte vezi, au deja așezate pe scaune câte două plicuri. Unul unde scrie deschide și altul unde scrie nu deschide până la ora 20:50, pentru că vor avea o surpriză atunci și îmi doresc să-i privesc cum deschid toate plicurile acestea și sunt sigură că se vor bucura. Necitite cărțile, tras atenția plicul cu nu deschide, pentru că eu așa sunt. Ce îmi zici să nu fac, eu aia fac. Deci, nu deschide. Îl deschizi tu? Ca să nu fiu eu, da? Deschide-l tu ca să... Îl deschid eu? Bine, hai să vedem. Deschid o poză de asta vară cu tine. Să știi că 7 ore a durat să le împachet. Da, sunt... Sunt versurile unui nou cântec pe care așa se numește, da, noul meu cântec, și îmi doresc să-l cântăm cu toții la momentul respectiv. De aceea am pus versurile ca să așa să le știe și Sufle rămâi pur, pur se numește și și concertul, nu? Este invitat Dan Byron. Mai este invitat domnul Vintilă, cu care eu am și un duet, Ceva se întâmplă cu noi, și grupul vocal Blue Noise, care va cânta în deschiderea concertului, dar vom avea și un moment spectaculos împreună, vom cânta a cappella. O să pleci în același timp în două turnee, am înțeles, nu? Da, voi porni în două turnee în paralel. L-am început deja pe primul, pe 14 ianuarie, la Cărturești Carusel. Este vorba de turneul Povestești și Călătorești la Cărturești. Și voi ajunge în toate orașele din țară unde există librările Cărturești, într-o formulă de voce și pian. Aceste întâlniri sunt special pentru publicul apropiat și pentru bloggeri din afara Bucureștiului. Iar imediat, la câteva zile de la aceste întâlniri, are loc concertul pur, unde voi veni cu o producție mai mare, cu bandul meu și cu Muse Quartet. Întotdeauna le doresc să nu uite niciodată de sufletul lor. Mulțumim mult de tot, Alexandra, o să fim cu ochii pe tine, îți țin pumnii și o să stau acolo în primul rând și o să aplaud și o să cânt cu tine. Mulțumesc mult!